Președintele Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin, a ajuns în casa unei familii din Ghiroda, unde sărbătorita a fost o doamnă care a trecut de vârsta de 100 de ani. Femeia a împlinit duminică 105 ani și este una dintre puținele persoane din Timiș care au atins această vârstă. Senioara a primit din partea Consiliului Județean o diplomă de longevitate, flori, dar și un cadou în bani și o icoană. Mă bucur că am avut ocazia să vizitez această familie în care cel mai vârstnic membru a aniversat 105 ani și care probabil la ora actuală este cel mai longeviv cetățean al județului, a declarat președintele Consiliului pentru Tion.ro.